animale, căței, pisici, păsări, cai. Avem grijă de ei, dacă sunt bolnavi, dacă... Pe toate animalele pe care le salvăm, le tratăm dacă sunt bolnave, le reabilităm dacă au suferit traume, le spălăm, le pieptănăm, le punem fundă sau gardă și le oferim cu drag spre adopție familiilor iubitoare și responsabile care își doresc un animal de companie. Așa că atunci când mami și tati au hotărât că e momentul potrivit să avem acasă un cățel sau o pisică, știți ce căutați pe internet? Red Panda România. Astăzi vă vom prezenta doi dintre căței care locuiesc deocamdată în centrul nostru de adopție. Deocamdată, adică până când își vor găsi familii adoptive. Și apropo, vă invităm să ne vizitați zilnic la centrul de adopție Red Panda, pe care îl găsiți cu ușurință chiar în București, într-o zonă cu adopțiuri accesibile. Nu este obligatoriu să avă un arbor pe teren. Deci, vreau să veniți să vă jucați cu ei, să-i simpați, Oana și Rurel. Rurel este un cățel în vârstă de 3 ani și jumătate din celebra rasă Mioritic de Ilfo. L-am găsit, sau mai bine zis, el ne-a găsit pe noi. Aproape 2 ani, când era bolnav, plin de păpușe și tare. De atunci până acum el a crescut mare și frumos și este extraordinar de iubitor și recunoscător. În restul timpului, fac acusurile de soare, serialele Netflix și filmările romantice urmate de o cină înverșugată. Astăzi Bucurel ne prezintă o zi de lejeră de iarnă, primăvară capricioasă, însă și azi e cald, mâine frig. Dar promite că în curând va purta și lumea de vară și să mă simtă avea aștept. Mulțumim, Bucurel! Gracias.